afacerea vagii în România, numărul cazurilor crește alarmant. În județul Prahova s-au raportat 471 de cazuri, dintre care 59 au fost consemnate doar în ultima săptămână analizată, cuprinsă între 17 și 24 martie. Potrivit datelor publicate de INSP, în această săptămână au fost înregistrate 2 noi decese, ridicând totalul la 11 decese de la începutul anului trecut, în rândul pacienților diagnosticați cu rujeolă. În intervalul menționat, județele Brașov și Mureș au fost cele mai afectate, înregistrând 1526, respectiv 1074 de cazuri de rujeolă, urmate de București, unde s-au înregistrat 1073 de cazuri până la data de 24 martie. Direcția de Sănătate Publică Prahova atrage din nou atenția asupra importanței vaccinării ReOR. Este un vaccin combinat care protejează împotriva a 3 boli. Este vorba despre rujeolă, oreion și rubeolă. În România, copiii trebuie să primească 2 doze de vaccin ReOR, prima la 12 luni, iar a doua la 5 ani. Luni 1 aprilie 2024 este ultima zi de plată în care ploieștenii pot beneficia de bonificația de 10% acordată de municipalitate pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor datorate pe anul în curs. Pentru achitarea acestora, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pune la dispoziția contribuabililor mai multe modalități de plată. În numerar sau POS, prin caseriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, online, prin ghișeul.ro, plata cu telefonul prin aplicația Impozite și taxe locale Ploiești sau plata prin intermediul platformei digitale Atlas. Conducerea finanțelor locale atrage atenția că pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale se datorează majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. De marți 2 aprilie 2024, Serviciul Public de Finanțe Locale va aplica majorări de întârziere. Apariție spectaculoasă pe un câmp din Prahova, zeci de berze au poposit pe un câmp din comuna Gura Vitioarei. Păsările care au iernat în țările calde au început să sosească la locurile de cuibărit din județul nostru. În fiecare an, la final de martie, berzele străbat aproximativ 10.000 de kilometri din Africa pentru a se întoarce în România. Berzele, alături de alte 270 de specii de păsări, sunt protejate prin lege. Anul acesta, România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă 30 martie spre duminică 31 martie. Atunci, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ora 3 devenind ora 4. Deși au existat mai multe inițiative legislative, unele chiar europene, de renunțare la schimbarea orei, până acum nu s-a luat o decizie oficială. În 2017, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a publicat un studiu potrivit căruia nu există niciun efect pozitiv al schimbării orei. În schimb, cercetarea a scos în evidență existența unor efecte negative asupra sănătății umane, agriculturii și siguranței în traficul rutier.